Ce vacanțe ați fost voi vara asta? N-am avut foarte multe vacanțe. Am fost în sudul Franței recent și a fost minunat. Și urmează să plecăm în Milano la Fashion Week în septembrie. Foarte frumos. Uite, spune-mi că vorbeam de cea mică. Cum v-a schimbat vouă copilul viața de cuplu? Cred că ne-a sudat mai mult, eu asta simt, și ne-a învățat ce înseamnă responsabilitatea și răbdarea. Știu că tu ești și femeie de afaceri, să spunem așa, deci ce ar trebui să facă o mamă care vrea să aibă și grijă de copil, să se și împartă acolo și acolo și acolo? Eu n-am putut să renunț la lucrurile pe care le fac pentru beneficiul meu personal, cum ar fi munca. Mă ajută mama foarte mult, cred că fără ajutor n-aș fi reușit. Deci, din punctul meu de vedere, este nevoie de puțin ajutor cu copilul. Nu tot timpul, pentru că are nevoie de prezența mea, de ghidarea mea, dar câteva zile, o dată la două săptămâni, la o săptămână, e bine să avem timp și pentru noi. Dacă câteodată te simți presată de timp, să zicem când vine vorba de cariera ta? Cred că mai am momente, dar încerc să le gestionez cât de bine pot. Pentru că ești foarte frumoasă și știm că ești o femeie curtată, există gelozii de la Bogdan, sunt curioasă. Mai nu prea există, mai mult din partea mea. Da, eu amândoi sunteți frumoși, deci de asta mă... Eu fiind și zodia leu, sunt destul de posesivă, dar dacă mă gândesc și reflect în urmă cu câțiva ani, m-am schimbat în ceea ce privește acest aspect.